Toată lumea e după bani aici. Cum ai putut la 28 de ani să ai o firmă de camioane? De unde ai avut bani? Câți bani crezi că ar face cineva care ar veni să lucreze în America? Chiar vorbeam zile trecute cu Adi de la Vâlcea. Never say never, nu știu când o să scoate manele. Prima mașină turbo de serie a fost un Saab, știi, un 77. Unii dintre voi știți că eu mă ocup și cu construcția de case. Așa am descoperit Landlord Go, un joc gratuit pe telefonul mobil, unde puteți cumpăra, vinde și upgrada, adică dezvolta proprietăți imobiliare, exact ca în jocul Monopoly. Ce mi se pare interesant este că jocul se desfășoară exact în orașul din care sunteți voi, în cazul meu, București. Adică puteți cumpăra orice clădire din orașul vostru. Eu deja am cumpărat mai multe proprietăți importante, cum ar fi Monumentul Aviatorilor sau Arcul de Triumf, deoarece acestea generează cel mai mare venit, dar am luat și clădiri care au o însemnătate pentru mine, cum ar fi reprezentanța Lamborghini București sau sala de fitness unde merg eu. E tare că poți upgrada fiecare clădire cu sistem de monitorizare video, parcare și Wi-Fi ca să-ți crești veniturile pe care proprietatea le generează. În joc poți face bani și din vânzarea de acțiuni la clădirea pe care o deții, ceea ce e foarte mișto pentru că ai bani din mai multe surse. Știți și voi că pe perioada pandemiei este mai greu să călătorești, dar Landlord Go rezolvă acest lucru prin agentul care se poate deplasa oriunde în lume ca să descopere proprietăți noi. Eu m-am dus în America, în Miami, și am investit în mai multe baruri și locații din Miami Beach, care sigur îmi vor aduce profit. De asemenea, am cumpărat acțiuni în cartierul Manhattan din New York, care a fost cea mai scumpă achiziție a mea din joc. Știți bine că eu sunt pasionat de tehnologie, de aceea am fost foarte încântat de partea de augmented reality a jocului. Evident că există și un leaderboard, adică o tabelă de scor, unde sunt clasați toți jucătorii din țara ta în funcție de proprietățile pe care le dețin. Pentru că citesc toate mesajele voastre, dar nu am timp să răspund la toate, știu că vă doriți foarte mult să faceți bani. De aceea vă recomand acest joc care vă dezvoltă spiritul de antreprenor. Puteți descărca Landlord Go de pe App Store pentru telefoanele iPhone și Google Play pentru telefoanele Android. Ca să descărcați jocul, găsiți un link aici, la descriere și la primul comentariu. Iar eu aștept comentariile voastre despre clip. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Andrei. Ce faci prin Miami? Uite, am venit pe aici câteva zile să văd niște prieteni. Deci tu nu stai în Miami? Nu stau în Miami, stau în Chicago majoritatea timpului. În Miami stau în general iarna, câteva luni, când în Chicago e foarte frig. Cum am ajuns să facem vlog? Păi am văzut storiile tale că tu ești în Miami și am zis, hai să scriu lui Andy. Și ți-am răspuns repede? Pe loc, nu știu, cred că... Eu citesc toate comentariile, 5-600 de mesaje pe zi pe Instagram, dar nu pot să răspund tuturor, pentru că n-aș avea timp, efectiv, să răspund la 600 de mesaje și să stau și de vorbă cu toată lumea. Dar de citit, citesc toate comentariile pentru că îmi face plăcere să citesc gândurile oamenilor, să știu că oamenii dacă vor să-mi transmită ceva, o pot face pe Instagram, Andy Popescu Vlog. Ai condus Maseratul ăsta din Chicago până aici sau cum? Da, din Chicago până aici am venit, în vineri am plecat din Chicago, păi am fost sâmbătă în Tennessee și din Tennessee am venit direct aici, că am dus vreo 12 ore de condus. Cu ce te ocupi? Am o firmă de transport, o firmă de logistică și închiriez camioane în lease. Câți ani ai? 28. La 28 de ani, cum ai putut la 28 de ani să ai o firmă de camioane? De unde ai avut bani? Vreau să știu oamenii, știi? Eu deja le citesc gândurile oamenilor, pentru că am citit atâtea comentarii, încât știu exact ce vor să trebuie oamenii, știi? Băi, când am venit în state aici prima dată, am venit cu niște prieteni, eram student atunci și... Work and travel. Work and travel, exact. Am venit cu doi dintre cei mai buni prieteni ai mei și atunci, dai seama, la început nu prea cunoșteam pe nimeni pe aici, dar... Am început așa ușor să cunosc oameni, să fac contacte și așa am ajuns să locuiesc în America. Știi că primesc o grămadă de mesaje, Andy, cum fac să ajung și în America? Le recomand oamenilor să încerce programul ăsta Work and Travel? E o opțiune foarte interesantă, da, și mai ales atunci când ești tânăr, e foarte fain, că îți deschide orizontul, cunoști mulți oameni, știi? Am auzit că și loteria vizelor e foarte ok. Cunosc și unii oameni care au venit așa, prin loteria vizelor, dar bănuiesc că șansele sunt mult mai mici. Poate am avut eu noroc, dar am cunoscut o grămadă de oameni care au ajuns aici cu loteria vizelor, știi? Foarte mulți. Acum poate de-aia am cunoscut, că sunt aici. Astea sunt posibilități de a ajunge în America, apropo de întrebările oamenilor. Deci, loteria vizelor sau programul Work and Travel. Dar programul Work and Travel este pentru studenți. Asta, pentru Work and Travel, dacă nu mă înșel, așa era atunci, la vremea când am venit, eu trebuie să ai până în 30 de ani, ca să poți parte de la programul ăsta. Vezi? Deci știam eu ce știam. E un vibe mișto aici, în Miami. Se simte diferit Miami față de alte orașe din Statele Unite?
Sincer, da, se vede că e în sud, se vede că e oraș mare și aici e spiritul ăsta latino, știi? Sunt foarte mulți colombieni, sud-americani aici. 70% din populația din Miami este latino, hispanică. Exact, exact. Mi se pare wow. Foarte mult, da. Păi, lor le place aici pentru că se vorbește foarte mult spaniolă, deci e foarte ușor pentru ei. Că nu trebuie să înveți engleza. Exact. Sunt unele zone în care tu, dacă mergi cu engleza, o să vorbească, se uită la tine aici odată, nu vorbești spaniolă, știi? Adică ești în America și oamenii zic, ce faci, mă, vorbești în engleză? Exact. Vorbești în frate spaniolă. Vorbești în spaniolă, să înțeleg și eu. Cum ai ajuns să-ți permiți un Maserati, după doar câțiva ani de stat în America? Parcă e filmul Miami Beach, știi? Aici, la început am avut un job de vară, în 2018 a fost asta, lucram cu niște prieteni. Adică work and travel. Work and travel, exact. De la work and travel la Maserati, cred că e cale lungă. Exact, da, și apoi am aplicat pentru viză de student, apoi am mai venit permisul de muncă după vreo aproximativ un an. Am început să lucrez, să mă apuc de afacerea asta. Prima dată, primele 3 luni am condus la propriu un camion și apoi după 3 luni mi-am zis, cred că ar fi mai interesant să iau eu camionul meu și să încep o afacere, să fac o firmă, să încep la zero. Să știi că eu am făcut acum un an în Miami un vlog cu alt român care a făcut exact același lucru. A venit în America, a condus camioane, adică transporta mașini dintr-o parte în alta și după aia și-a luat camionul lui ca să transporte mașini. Oricui aș recomanda să lucrezi o perioadă pentru cineva, pentru că așa înveți, dar perioada aia în care lucrezi pentru cineva depinde de tine, cât e mai scurtă, părerea mea. Și ai vizitat multe locuri din America? Anul trecut am reușit să vizitez toate cele centrele de state. Câți bani crezi că ar face cineva care ar veni să lucreze în America ca șofer de tir? Cam un 6.000 de lună, asta ar fi minimul, da. 6.000 de dolari e bine, bine. Are atât are un manager de o companie mică în România. Când îți iei tracul tău, firma ta, câți bani poți face? 25-30. Hai să spunem, între 20-30 profit. Bă, cum sună asta pentru un român de rând, să se gândească că face 25-30 de mii de dolari pe lună, e de neînchipuit. Îți dai seama, nu? Adică e, știi cum se zice? Sună prea bine să fie adevărat. Așa e. Dar chiar e adevărat, nu? De acord. Mi-ai zis ceva foarte interesant. Toată lumea e după bani aici. Așa e. Toți cam ce înseamnă chestia asta? Ce ai vrut să spui? În America, cumva, toată lumea, oamenii așa în general, sunt interesați de bani. Adică oriunde ai merge, într-un restaurant, tipul care te servește, serverul e interesat de bani. Vrea să, nu știu... Da, dar face treabă bună. Adică el e interesat de bani. Ai motivația. Și de-aia ăla e reward-ul. Uh-huh. Ai recompensa. Dar el te tratează bine. Pentru că vrea bacșișul tău. Exact. Vrea cei 20% care se plătesc aici de obicei. Uh-huh. În America, bacșișul în loc de 10% cum e la noi, e 20%. Exact. Pentru că aici, ai văzut, serviciul este foarte, te întreabă de 10 ori dacă ai nevoie de ceva. Nu e ca la noi în România, când te întreabă o dată, da, e ok, mai vrei ceva, știi? Sincer, pentru mine mi se părea un pic extremă chestia asta, da? Știi, că venea, era deranjant, venea serverul. Prate, pe confund. Okay? Exact. Și eram ceva de genul, nu i-am zis, dar eram ceva de genul, bă, dacă nu te-am chemat, ce faci aici, știi, la masă la mine? Este, dar ce trebuie să subliniez aici este faptul că acest lucru este valabil în toate domeniile. Deci, faptul să-ți faci bine treaba este valabil în toate domeniile în America. Nu e ca în România, bă, hai să treacă mai repede timpul, să-mi iau și eu banii să plec acasă, știi? Aici, bă, trebuie să faci treabă. Adică, de exemplu, dacă ești șofer de tir, bă, tu trebuie să știi totul. Unde sunt podurile în care să nu dai cu mașinile, unde sunt, trebuie să încarci mașina, trebuie să fii atent când încarci mașina, să nu-i faci vreo zgârietură. Adică nu e așa, gata, dumneavoastră, conduc și iau 20.000 pe lună, 30.000 de dolari pe lună, știi? Adică sunt o grămadă de chestii pe care trebuie să le faci. Exact, așa este. Și cum ziceai tu, ăștia 20.000 pe lună, dacă tu îi faci, nu sunt un salariu fix, nu dă nimeni salariul ăsta. Da, pentru că depinde cât lucrezi, exact. Depinde câte contracte ai, exact. Depinde câte contracte ai putut să atragi luna aia, depinde cât de obosit ești, că poate nu poți să lucrezi 8 ore pe zi, nu? Cât trebuie, cât ai voie să lucrezi? Că ai, știu că e cu norme, n-ai voie să conduci, da, foarte mult. Da, legal poți să lucrezi 11 ore pe zi. Cu tafograful, cu astea, da. Ai tafograf? Da, am, trebuie să ai. De-aia se spune că serviciile sunt, la America sunt foarte bune, pentru că oamenii își fac treaba. Că vor să fie plătiți bine. Și dacă nu ești plătit bine, angajează pe altul. Exact. Și de obicei, chiar dacă ești angajat, sunt foarte multe domenii în care tu ești plătit la comision. Deci tu faci treabă, tu ești productiv, atunci ești plătit. Dacă nu pur și simplu nu o să faci bani. Da, adică este mai încurajată competitivitatea, aș zice.
tu ai 28 de ani acum, ce sfaturi ai da tinerilor de 15, 18, 20 de ani? Lambo, să zicem că vor Lambo. Că mulți, pentru mulți copii, ei vor Lambo, să zicem. Dacă vor Lambo, înseamnă că vor o anumită independență financiară și mănânc că să ajungă la asta, ar trebui să... să-și facă niște planuri, chiar dacă sunt tineri, chiar dacă au 15-16 ani, pot să-și facă un plan, știi, de viață, de... să... părerea mea e să facă ce cum vorbeam și noi mai devreme, sunt foarte de acord, să facă ce le place lor, mai mult, știi? Da, deci ideea pe care eu o spuneam este că e mai important să faci ce-ți place, pentru că ai șanse mai mari să faci bani. Mm-hmm. Nu înseamnă că nu poți să faci bani și din ceva de care nu ești pasionat, dar șansele sunt mai mici. Exact. Eu am spus chestiile astea în vlogurile de afaceri. Știi că am văzut că la orele de antreprenoriat există o materie în licee care se numește antreprenoriat și într-un licee s-au pus vlogurile mele. Ce tare. Da, m-am gândit chestia asta, știi că e informație foarte bună care se dă mai departe, se răspândește. Și vlogurile tale sunt foarte educative. Unele, nu toate. Nu alea cu nelichet. Ce poți să ne spui despre mașina asta, de când o ai? Am cumpărat mașina asta la începutul anului, în martie. Am cumpărat-o de aici, în Miami. E prima mașină italiană. Am avut înainte o motocicletă italiană și mi-a plăcut tot timpul la italieni. Au un design specific și pentru că asta au ceva aparte, știi? Au un stil așa al lor. Da, ăștia au designer, e din Farina, echipa de designer. Mie mi-a plăcut foarte mult un Fiat vechi. Fiat de la Pininfarina, știi? Motor de 2 litri turbo, 240 de cai. Frumos idee, da. Și mai chiar o mașină. Și ești mulțumit de ea? Da, până acum, sincer, nu m-am săturat de ea, mă gândeam că o să merg o săptămână și după aia mă satur de ea. Dar nu, chiar e o mașină interesantă. E... bine, nici nu conduci fiecare zi, că dacă ai conduce în fiecare zi, poate te-ai plictisit de ea. Și asta e posibil. Tu te mai duci pe trac, te mai duci și după ce conduci camionul, te simți bine conducând Maserati, parcă te simți mai pâșneț așa. Și asta e posibil, da. Deși în ultima vreme nici nu am condus camionul prea mult, am avut pe altcineva care a lucrat pentru mine. Da? Dar, ai angajat pe cineva, vezi ce mișto principiul ăsta la care te-ai gândit, bă, de ce să muncesc eu? Mai bine angajez pe cineva să muncească altul pentru mine, nu? Da, așa e. Da, e greu să ajungi la nivelul la care să poți să angajezi un altul. Așa e, un pic mai greu, dar după ce ajungi, mai... aici e mai ușor, în România e mai greu. Asta de acord, da. Aici e mai ușor, că faci un leasing, până se trezește ăla și face ca tine, și așa e un camion. Și îți face concurență ție, știi? Exact. Vezi, dacă faci asta, eu chiar mă bucur oricând pentru el, știi? Adică nu așa da. Nicio problemă. Normal. Agăjezi baltă. Are balta pește. Cum vorbeam mai devreme, eu despre America chiar cred că e țara în care dacă tu vrei să faci ceva și tu vrei să pleci de la zero, chiar poți să faci ceva aici, poți să faci asta, știi? Și vreau să zic să te ridici. Visul american. Da. Sună așa cumva de film, sună, nu știu, clișe, visul american. Bă, dar tu ai făcut-o să se întâmple. Adică ai plecat de la zero și acum, după câțiva ani, ai Maserati. Adică e wow. Vi dacă aș avea acum 20 de ani, aș... nu știu, m-ar ambiționa chestia asta, știi? În America, părerea mea, că dacă tu vrei să lucrezi, vrei să faci treabă bună și chiar te interesează asta, poți să faci, știi? Ce ți-a plăcut cel mai mult în toată America? Mie e greu să mă decid între California și Alaska. Ambele sunt foarte... Ce ți-a plăcut în Alaska? Că e frig acolo. E frig, într-adevăr, iarna foarte frig, minus 40, dar natura este impresionantă și faptul că se simplu ești izolat acolo. Îmi place mult feeling-ul ăsta, știi? Ești izolat, nu e nimeni acolo, toate nu sunt oameni pe bază de câteva sute de kilometri. Da? E foarte tare, da. Întrebarea lui, cât consumă? Cât consumă? Fix ieri am făcut consumul pentru prima dată la mașina asta. La drum întins? La drum întins, exact, autostradă. Și consumul pe autostradă 8.5-9, exact. Dar mi-am dat seama că motoarele mari consumă într-adevăr mai mult în oraș, ai multe plecări de pe loc, ai semafoare, dar la autostradă chiar nu e așa mare diferență, știi, mergi ca o mașină normală, nu? Pentru că motorul nu e turat, e 230. Vă că stă la 1500 de ture. Da? Cu 8 viteze și suntem una... 7-8, da. Motorul este un V6 de 3 litri biturbo benzină. Câți cai are? Din fabrică are 360 și e motor de Ferrari. O să mă interesez mai mult despre Tesla, că văd că ești foarte pasionat și ți-am văzut și vlogurile și... Dacă mie îmi place, nu s-am că o să-mi placă tuturor, știi? Da. Trebuie să încerci și să vezi dacă se potrivește ție, dacă îți place ție. Trebuie să vezi fiecare mașină cu avantajele, dar și dezavantajele. Uh-huh. Eu cunosc foarte bine dezavantajele Tesla. Uh-huh. Sunt exact așa cum mi-am închipuit că vor fi, știi? Adică Tesla este o mașină foarte potrivită pentru oraș
și dacă mergi în afară este mai greu. Dar, uite, chiar zilele trecute s-a deschis supercharger la Sibiu. S-a deschis supercharger în Pitești și în București și în Timișoara. Și supercharger e altceva, știi? Ai câte 6 locuri, 6 încărcătoare și toată lumea încarcă în 40 de minute. Deci poți să încarci 6 mașini în 40 de minute. La câte Tesla sunt în România, acum e un fel de gold rush al mașinilor electrice. Adică ce vreau să spun este că e extraordinar de mișto să ai o Tesla cu baterie de 100 de kW anii ăștia în România. Chiar vorbeam zilele trecute cu Adi de la Vâlcea, care stă în Vâlcea, evident, și și-a luat și el pe 100D și era foarte mulțumit. El a avut multe mașini, a avut Lamborghini, Corvette, multe mașini șmechere. Și a zis, ce mașină? Da. Deci chiar zicea, du-te. Deci care fază, el a auzit pe toată lumea că e foarte tare Tesla, dar nu mersese niciodată. Și s-a dus și a luat-o. Și într-adevăr a fost exact. Ia de băște așteptările și să mă arăt conversația cu el. M-a ținut o oră la telefon. Poate să fac un vlog cu el. A zis, Adi de la Vâlcea este al doilea manelist care și-a luat Tesla după Adi Popescu. Alo! Fiți atent! Never say never, nu știu când o să scoate manele. Dar ceea ce e interesant totuși la tine e că vezi că tu, tu ești foarte pasionat de mașini și în principal de motoarele mari. Și totul îți place Tesla, știi? Pentru că sunt mulți oameni care sunt pasionați de motoare și zic, bă, nu, nu vreau electric. Știi din ce cauză? Dar știi din ce cauză? Pentru că noi oamenii tindem să fim tribalizați, adică să vrem să simțim ca și când e tribul nostru benzină, e tribul nostru diesel, e tribul nostru marca de mașină Audi, sau e tribul nostru Mercedes, unii sunt cu Mercedes, alții sunt cu BMW, înțelegi? Adică noi tindem să fim părtinitori și tindem să nu vedem toate nuanțele, toate hibele mașinilor care ne plac. Eu văd și hibele Lamborghini-ului, și hibele Tesla-i, și hibele BMW-ului. Adică nu există cea mai bună mașină universală pentru toată lumea, nu? Există una bună pentru mine, există una bună pentru tine. De-aia fiecare trebuie să vadă nuanțele în viață. Nu trebuie să zică, bă, asta e bună sau asta nu e bună. Știi, de Tesla, pe 85D, foarte mișto mașină. Și nu e foarte scumpă. Pentru ce știe să fac are 3 secunde, e o mașină de 3 secunde, suta. Pe bune, deci pe 85D e o mașină extraordinară. Aș, dacă n-avea, aveam pe aia mea, luam. Cred că știu care e diferența dintre pe 85D și Model S. Păi, pe 85D este doar motorul, motorizarea, adică de fapt bateria. Model S este tipul de mașină. Deci ei au 4 tipuri de mașină deocamdată. Sexy. S este modelul ăsta de berlină, echivalentul acestui Maserati Ghibli pe care l-ai și tu. După aia ai E, de la Sexy, este Model 3, care e modelul mai mic, care este o seria 3. După aia ai X, care este SUV, adică Jeep pe românește. Și ai Model Y, care este un crossover între berline și SUV. Deci astea au Sexy. După aia o să mai apară Cybertruck, o să apară Semi-ul. Deci ce mișto e Shelby ăsta. Hai să vedem dacă putem să-l filmăm pentru oamenii de aici. O să mai apropii de el. E ca așa să le arătăm puțin ce mișto e la Miami. Foarte mulți oameni mi-au cerut, băi Andy, fă vloguri în Miami, fă vloguri în Miami, să vedem cum e pe acolo. Da, bă, uite cum fac. Sens, nu, mă simt foarte bine să fac. Să fac ceva ce facem și mie plăcere, dar să le placă și oamenilor. Da, Miami chiar e mișto, dar și foarte fain. E un vibe. Da. Mișto. Și acum încă e cald, dacă vii aici, România e iarna, da. Da, e mișto. Ai 25 de grade, 30 constant. Da, asta e tare. Și România e zăpadă. Ai model S85, S90 și S100, da? Acum dacă îi pui un P în față, e modelul performance. Adică poți să merge blan, știi? 85, 90 și 100, ele merg ele așa, știi? Dar nu merg direct din prima. Pui ăla înseamnă performanță. Adică e, pleacă mașina țeară. Iar D-ul de la final înseamnă că e 4x4. Înseamnă că este dual drive, adică are motor și pe spate și pe față. De-aia cel mai tare motor este P100D, pentru că are și față și spate și are și performance. Am înțeles. Tesla mea este un model peste, se numește model Raven, care are magneți permanenți, are câteva schimbări. Trage mai tare, are mult cai putere față de modelul anterior. Și nu este ultimul model. Ultimul model de Tesla este model Plaid. Și ăla este într-adevăr ăla îngenuchează orice tare. Orice mașină stock. Dar o altă chestie care am aflat din vlogurile tale, nu știam că Tesla e un pic mai lenă și atunci când bateria e descurcată. Da, așa este. Interesant.
Deci atunci, care e range-ul în care ai o performanță optimă? Cu cât, fii atent, o baterie, foarte bună întrebarea, pentru că mulți se întreabă chestia asta. Uh-huh. O baterie, ea este plină când are un anumit voltaj, da? Deci un anumit voltaj, să zicem, care, zicem așa, 100 de volți. Uh-huh. E plină la 100 de volți și cu cât scade voltajul, cu atât are mai puțin cai. Uh-huh. Pentru că intră mai puțin volți în motor. Și să zicem, zic așa grosomodo, să nu se supere electroniștii pe mine și inginerii, când are 70 de volți, ea e descărcată la aproape de 0. Am înțeles. Ai înțeles? Și atunci tu, bateria între 0 și 100% este bateria între 70 de volți și 100 de volți. Eu spun simplist ca să înțelegi. Range-ul e mai mic. De exemplu, eu la bicicletă, bicicleta mea e full când are 52 de volți și e descărcată goală când are 43 de volți. Și la bicicletă la fel simți diferența când Da. Cum să nu? Deci orice e electric. Eu merg foarte mult cu bicicleta electrică, îmi place foarte mult. Deci am stat la barieră, s-a pus bariera, a trecut trenul și s-a scos bariera. Nu e ca România când stai 10 minute la un tren. Deci cât asta, mă? Sub un minut. O bune. Mai puțin. Deci e incredibil. Deci să respect pentru oameni. În România, lasă-mă să aștepte. O altă chestie foarte interesantă e că nu prea ai birocrație, decât dacă tu vrei acum, eu vrei tu să cumperi mașina asta acum în Maserati, da. Pur și simplu, nici măcar nu trebuie să faci un contract de vânzare, scrii pe spatele certificatului numele tău, semnătura, eu semnez și eu, te duci cu contractul la primărie aici în Miami și îți dau noua placă și nou certificat după 2 minute. Atât de simplu. Plătești $30, adică... Da. Cât plătești impozit? E o altă întrebare foarte frecventă pe care pe Instagram. Cât e impozitul aici la motor de 3 litri sau 6 litri în America? Da, uite, în America nu ai impozit. În America, nu e impozit. Cel puțin în Florida nu este impozit deloc. Pur și simplu bagi benzină, faci asigurare și asta e tot. Numerele trebuie înnoite la fiecare an, plătești pentru asta vreo $30 și mergi motorul în liniște. Orică ai 2 litri, orică ai 6 litri, ce vrei tu. În România e impozit la motor de 6 litri 100 și ceva de milioane. Un alt lucru care îmi place mult este sunetul, atenție la detalii pe care au italienii. Dacă pui pe sport, ai sunetul foarte... Aha, sunetul mașinii, adică sunetul motorului, se aude foarte bine. Exact. Înainte am avut un Saab, mașina suedeză, cum îți povesteam. Da, ziceai că ai chiar mai multe Saaburi. Da, e mașina mea preferată, Saabul. Și 9.3 sau care? Am un 9.3 în America aici, mai am vreo 4 în România, două 9.000, da, încă un 9.000 și după aia fel un 9.3. Chiar că ești pasionat. Dar ce ți-a plăcut așa mult la Saab? Saab pur și simplu sunt o filozofie interesantă mai aparte, știi, de mașini. Ei, care e filozofia lor? Inițial creau avioane, fabricau avioane, știi? Și mașini nu mai fabrică din 2011. Atunci au dat faliment în sectorul ăsta și au fost extrem de axați pe siguranță, știi? Noi cunoaștem, știm foarte multe lucruri de Volvo. Volvo e mai, într-adevăr, e mai, a făcut mai mult marketing, dar Saab-ul, părerea mea, e că e mai sigură cu mașină decât Volvo, știi? Au teste mult mai interesante, au, de exemplu, teste pe care nimeni nu le mai face. Teste dacă, cum ar fi să lovești un elan, când în Suedia au mulți elan și pe stradă, mus. Da. Știi? Și atunci, pur și simplu, stâlpii, toată mașina e proiectată așa încât dacă tu lovești un elan, să nu ai probleme de genul, știi? De genul care? Să nu mori, că de obicei cam asta se întâmplă, știi? Da? De obicei se lasă cu mori, dar foarte mulți șoferi mor din cauza asta. Că din cauza că au lovit elanul, că da, e și mare ăla. Au coarnele uriașe și pur și simplu intră prin parbriz și... ajung la tine, știi? Adică vine elanul peste tine. E horror, da. Prima mașină turbo de serie a fost un Saab, știi, un 77. Nu știam. Da, înainte era turbo doar la competiție, avea poate Porsche, nu știu ce, dar nu se gândea nimeni un 77 o mașină de serie, toate cu turbo, toate erau aspirate. Păi da, pentru că nu le păsa de că fac motoare mari, știi? Mi se pare puțin ca rigidă suspensia. E în modul confort sau e în modul sport? E sport. Sport acum. Dacă dai pe confort, e mai confortabilă suspensia? Da, parcă e mai confortabil. Nu știu, mie îmi place să conduc la distanțe lungi, dar sincer, asta nu e o mașină pentru distanțe lungi, știi? Nu e? Nu e cea mai confortabilă. De ce? E suspensia rigidă? Suspensia rigidă și chiar și scaunele sunt un pic, sunt făcute să te țină,
dar nu sunt foarte confortabile la drum lung. Uite o mașină care am făcut foarte mulți kilometri și care am făcut multe road trip-uri și drumuri lungi, a fost Sabur, unde am făcut o grămadă de kilometri. Da. Din 2018 până acum, cu o singură mașină, cu un singur Sabur, am făcut 250.000 de kilometri. Wow. Prin America m-am plimbat. Serios? Și pot să zic că e o mașină extrem de confortabilă la drumuri lungi, știi? La fel, o altă chestie, Sabur. Scaunile sunt foarte faine. Cu început așa încât să... La acela sabă? Da, să ai poziția corectă pentru volanul, știi? Deci vrei să spui că la drum lung era mai confortabil sabă? Da, cu siguranță, da. Ce fază. Acum te înțeleg de ce îți place sabă. Mașină foarte interesantă. Ok, acesta a fost vlogul. Lăsați-ne un comentariu mai jos ca să știm și noi părerea voastră. O să citim toate comentariile. Bye!